Vom da totul pentru suporteri. Și acasă și în deplasare. Forța Steaua! După victoria cu Cixereda cu scorul de 1-0 pe teren propriu, Steaua o va întâlni în această seară pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu, pe un stadion minunat care a fost inaugurat în 2019. Prima deplasare a roșalbaștrilor în Liga 2 coincide și cu primul meci pe acest stadion cu spectatori în tribună de la începutul pandemiei de coronavirus în martie 2020. Salut, de unde ați venit? Domnul Severin, am venit până la Târgu Jiu cu gândul spre victorie. Urmărești Steaua? Ai urmărit-o și în Liga 4 și în Liga 3? Peste tot, de la reînființarea secției de fotbal până acum și în continuare. Ce spui de meciul de astăzi? Ce să spun, o victorie clară va fi. Favoritul tău de la echipa Steri? Chipirliu. M-am deplasat din Târgoviște pentru acest meci. Un pronostic pentru astăzi? 2-0 pentru Steaua. Bănuiesc că vă era dor de deplasări. Sigur, sigur. Adică au fost atâția ani în care am stat pe bară, ne-am uitat, de la televizor, vorba vine între ghilimele că ne puneam YouTube-ul, că se filmau, se dădeau pe internet pe Steaua TV, ba deplasările din voluntari, din, cum îi spune... La Călăraș. La Călăraș, dar cel mai rău deplasările din București, că tot la noi eram. În acest sezon vor fi deplasări frumoase, uite. O să fie ceva frumos, o să fie spectacol întotdeauna, adică... Noi o să ne ocupăm de treaba asta, noi asta facem, de asta venim, să susținem echipa, să ne ocupăm de spectacol și toate să meargă bine și sperăm că la anul nu o să mai fie situația de acum în care nu o să avem un finanțator și să ne luăm de gât cu cei din Liga 1. Asta e cel mai important pentru noi. Cum vi se pare echipa, evoluția echipei în prima etapă, în meciurile amicale? A fost un meci cu suflet, s-a văzut și implicarea noastră, exact cum a spus și capitanul nostru, de la minutul 70, când mai făcea un sprint, era pentru noi, pentru că ne auzea pe noi.